Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Ești cu Europa FM și îți mulțumim tare mult în direct acum prin Skype și pe pagina de Facebook Radio Europa FM cu Dan Vardie, președintele Autobest, deși m-aș folosi mai mult de calitatea de președinte APIA pentru intervenția noastră de astăzi. Salut, Dan, binevenit. Radu, te salut. Mă bucur mult să ne revedem. Și eu, și spuneam că m-aș folosi de calitatea ta de președinte APIA, pentru că ne-au venit niște informații foarte interesante despre mașinile înmatriculate în România și poate nu o să le vine să creadă ascultătorilor, însă mașinile electrice și-au luat avânt foarte, foarte tare la noi în țară, dar mai multe amănunte de la tine. Așteptăm. European FM, Radu are dreptate, sigur eu sunt președinte la APIA, dar statisticile sunt ale lui APIA și aici eu nu fac decât să dau ultima aprobare, ca să zic așa, dar asta nu are legătură cu persoana, are legătură cu piața, are legătură cu consumatorul român și trebuie să o spunem, Radu, sau vin tu plat. Adică vânzările de mașini electrice în primele 4 luni ale anului sunt de 5 ori mai mari decât erau în aceeași perioadă a anului 2021, care vă reamintesc, tot cu Radu împreună, vă spuneam că a fost un an excepțional pentru dezvoltarea sectorului mașinilor electrice. Vă reamintesc că o cifră interesantă au fost vreo 6.000 de mașini care anul trecut reprezentau tot ce s-a vândut în România de dinainte de 2021. Acum uitați-vă ce creștere spectaculoasă. Și oarecum surprinzătoare, Dan, pentru că chiar aș vrea să te întreb dacă ai vreo explicație pentru această creștere de 5 ori a vânzărilor într-un an. Am mai multe explicații, toată lumea întreabă treaba asta și este firesc. În primul rând, am mai spus-o și în alte emisiuni, eu cred că românii sunt isteți și se adaptează foarte bine vremurilor. Românul nu e unul prost care trebuie să-i tot îi spui, băi, prostule, bă, fă așa că e bine. Nu. El începe să înțeleagă la un moment dat încotro se duce lumea și fenomenul electromobilității, electrificării este deja o tendință pe care noi românii, că o iubim, că noi iubim, că nu ne interesează, nu putem să noi... Se dovedește că o acceptăm. Asta e una la mână. Doi la mână. Banii pe care îi oferă statul în programele Rabla și Rabla Plus nu sunt puțini, sunt în linia primelor 3 țări din Europa și contează foarte mult. Și nu în ultimul rând, oamenii încep să înțeleagă că dacă reușești să-ți încarci mașina, fie acasă, fie la birou, ceea ce vorbeam noi, Radu, de atâta mare de vreme, problema asta unde îți încarci mașina este o problemă falsă. Sigur că sunt în continuare mulți români care își pun această întrebare, bine, dacă mă duc până la satul mare, ce fac? Răspunsul nostru în glumă este același, dom'le, mai bine ia avionul până la satul mare decât să te duci cu o mașină. Însă, dincolo de orice explicație, rămân cifrele, este, mă grăbesc să spun, Dacia Spring este în continuare liderul acestei piețe, dar marea noutate este că Tesla a urcat foarte mult în acest clasament, acum e deja pe locul 2, Tesla, care știți bine, până de curând nici n-a fost în România, și sigur, suspecții de serviciu sunt și ei acolo, Hyundai Kona se vinde foarte bine, Renault Zoe continuă să vândă foarte bine, pentru că... Bătrânul Megane... Renault Zoe, da. Da, acum a venit vedeta, se numește Renault Megane E-Tech, da, încă e prea repede, prea devreme pe piață, Volkswagen e-Up încă se vinde foarte bine, trebuie spus că aceste cifre sunt cifre spectaculoase și în contextul în care nu sunt mașini. Astăzi la o mașină, în general, se așteaptă 6 luni, 9 luni, un an. Discutam de dimineață cu directorul mărcii Skoda în România și îmi spunea că la unele dintre modelele sale se ajunge să se stea la coadă un an și 4 luni. Și asta, o repet, nu e vina nici al importatorului, nici a dealerului. Este un fenomen care se întâmplă la nivel global. Aceeași situație o regăsim în Franța, aceeași situație o regăsim în Germania, în Italia, unde doriți. Din acest motiv spuneam că este o creștere surprinzătoare și foarte cu atât plăcut. Mai mult, da. Cu atât mai mult, dar asta se datorează și faptului că și importatorii și-au luat totuși măsuri în a avea cât mai multe mașini electrice. Nimeni nu s-a aștepta. Sunt curios dacă o să reușim să ținem un asemenea pas. Eu cred că piața există în România, rămâne să vedem dacă există și posibilitatea de a realiza piața despre care vorbim. Mă grăbesc să spun că în aceeași rată de creștere sunt și versiune plug-in hybrid pe piața românească. Este inimaginabil. Ford Kuga plug-in rămâne lider, da, sigur sunt și Mercedes-ul și Hyundai-ul și Renault acolo, care se mișcă foarte bine. Overall, aceste mașini verzi, cum le numim noi, au ajuns să fie, iar au o creștere, ajung foarte aproape de 20% din piața românească. Oameni buni, este spectaculos ce se întâmplă la noi în România. Și inevitabil
totul se face cu descreșterea rapidă a segmentului diesel. Sunt din ce în ce mai puțini români care mai cumpără mașini diesel. Acum, la primele 4 luni, avem o cotă doar de 15%. Și, Radu, dăm voie să... că nu mai pot să nu spun asta. Este o, apropo de cifre, menționam de Tesla, oameni buni, ce a făcut domnul Elon Musk zilele astea? A mai scos o cifră impresionantă. De data asta nu mai e vorba de Twitter. Și a spus că are un gând, își dorește, nu e un obiectiv, adică nu e pus în planul de afaceri, câte mașini credeți voi toți că își dorește să producă Tesla în anul 2030? Vă reamintesc că anul trecut, după multe chinuieli, ani de zile, a reușit să facă un pic sub un milion, a fost lider anul trecut, anul acesta, în calitatea asta de președinte Autobest, de data asta estimez că va face 1,5 milioane. Nu cred că veți ghici în 1000 de ani. Toată lumea este șocată, sigur, în România, cred că asta e prima dată când se spune, dar la nivel planetar, șoc și groază. Vrea să dubleze sau cum? Vrea să ajungă la 20 de milioane de mașini Tesla produse în 2030. Vreau să reamintesc celor care ne ascultă că întreaga producție la nivel mondial este undeva astăzi la vreo 80 până 90 de milioane, că, mă rog, cu pandemia asta nu știu niciodată ce se întâmplă, dar acolo suntem. Deci dacă e adevărat sau dacă se menține o chestie similară, mi-e teamă că domnul Elon vrea 20-25% din piața mondială de mașini. Este absolut uriaș. Da, sigur, e Elon Musk. Trebuie să luăm cu duhul blândeții. Ar fi câte o mașină pentru fiecare român. Nu știu dacă mai suntem 20 de milioane, dar... să vedem după recensământul ăsta. Eu zic că de milioanele astea le dăm și la bulgari, să aibă și ei câte una. Corect. Radu, mai sunt două chestii rapide care vreau să le menționez. Geely a cumpărat 34% din Renault Samsung. De ce e importantă această știre? Ei bine, vă reamintesc pentru cei care iubiți istoria că în anul de grație 1999 lui Schweitzer a cumpărat Dacia și exact în aceeași perioadă, adică la nivel de săptămâni, a cumpărat și grupul Samsung, partea automotive Samsung, care între timp, mă rog, și-a schimbat numele, ca să vedeți cum se leagă lucrurile, ușor, ușor ne apropiem și noi de Geely, că tot vorbim destul de des despre performanțele chinezilor. Și aș vrea să închei până a spune că ieri a fost premiera mondială a noului Range Rover Sport. Aici, oameni buni, mașina este excepțională din multe puncte de vedere, însă ce a fost spectaculos, și noi am participat la AutoPro ca invitați din România, în avantpremieră, un film în care această mașină urcă un jet de apă care merge pe un canal la cel mai mare baraj din Islanda, un debit de 750 de tone pe minut. Și această mașină este condusă de unul din cei mai importanți cascadori din filmul James Bond. E bine, acest cascador este foarte cunoscut în Marea Britanie, pentru că ea o cheamă Jessica Hawkins și această femeie minunată e cea care, by the way, dacă vă amintiți, filmul are un zbor cu un Range Rover, cu un Land Rover Defender în film. Un zbor care, în realitate, a fost și în realitate, a fost cam de 90 de metri lungime. Este ea, Jessica. Jessica a făcut acest test real, extrem, pe care, evident, nu vi-l recomandăm, demonstrând încă o dată cât de capabil pot fi sistemele de la Range Rover care țin de tracțiune, de aderență. De altfel, tot așa, ca să spunem și închid aici, că asta e o treabă unică în istorie, dacă cumva mașina a aluneca pe acest canal, asta nu putea nimeni să-l garanteze că nu se întâmplă, e bine, mașina cu tot cu Jessica ar fi avut o cădere de 90 de metri pe verticală. Inutil să spunem că nu mai trăia nimeni. Ne bucurăm că nu s-a întâmplat treaba asta și să mai spunem așa pe final că ziua de 11 mai în 1968 era o zi specială pentru industria auto din România, pentru că Dacia se apuca să construiască primul automobil. Și cu asta chiar că am încheiat. Dan Vardie, mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ai adus. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. La revedere, Radu, pe săptămâna viitoare. Cu prioritate, cu Radu Constantinescu, la Europa FM.